Autoritățile locale au dat startul acțiunilor de ecologizare în comuna Breasta. Zeci de copii și adulți, în frunte cu primarul localității, și-au dat mâna sâmbătă într-un efort comun, menit să curețe comuna doljană de toate deșeurile aruncate la întâmplare. O acțiune de ecologizare astăzi în comuna Breasta. Da, pe această cale trebuie să mulțumim profesorilor, angajaților, cât și voluntarilor și copiilor care sunt prezenți pentru a face curățenie în comuna Breasta. Trebuie să înțeleagă că avem o firmă care colectează gunoiul, gunoiul menajer, chiar și plasticurile și cartoanele, să nu mai arunce gunoiul pe străzi sau pe locuri neamenajate pe domeniul public. Cei mai mari susținători ai acțiunii de ecologizare au fost însă cei mai mici dintre locuitorii comunei Breasta. Astfel, elevii școlii gimnaziale nu au întârziat să răspundă prezent la solicitarea autorităților locale, în speranța că astfel vor reuși să tragă un semnal de alarmă pentru responsabilizarea populației cu privire la problema reală reprezentată de gunoaiele aruncate la întâmplare. Avem experiența anilor trecuți, am participat în fiecare an la Let's Do It, încercăm să-i conștientizăm că totul este spre binele lor. Se pare că avem priză, asta facem și la orele de curs și la alte activități, cultivăm optica aceea pozitivă a ceea ce înseamnă mediu și riscurile de a nu păstra mediul în funcție de problemele care apar în viitor. Și se pare că e o mare problemă. În materie de regulamente europene sunt foarte stricte și poate așa încercăm să-i formăm ca și cetățeni cu simț civic.